Salut! Aici Daniela Cășunaru din nou pentru video unboxing NYX Face Awards România 2018 top 15. Am trecut mai departe, nu-mi vine să cred, sunt cea mai fericită! Da, sunt fericită că videoul de data trecută, acela Vintage Doll, Guardian Vintage Doll, pe care sunt convinsă că l-am văzut cu toții, m-a adus câștigătoare la fața voastră, aici, acum. Și unboxing, cei de la NYX mi-au trimis o cutie mare. Da! Nu a venit curierul, dar mai o zic, da, ce aici? Da, facem unboxing astăzi, toate peste toate trebuie să fim serioși, suntem la un concurs serios. Facem unboxing astăzi, da, așa cum am obișnuit data trecută, nu puteam să fiu singură și să fac unboxing de una singură, așa că am văzut să protagoniste, doar de Vintage Doll, mă rog, nu e eu, dar l-am adus așa, să fie părtaș la unboxing, pentru că e și meritul lui. Sinceră să fiu, nu sunt doar eu cu el, sau ea, de fapt, sunt și cu echipa cărora mulțumesc, echipa din spatele camerelor, care îi mulțumesc foarte, foarte mult pentru toată munca pe care face într-o. Așa, înainte totuși de a deschide cutia mare, vreau să vă mai zic, sunt aici împreună cu un scaun. Scaunul meu de machiaj, care merg la evenimente, care mă plimb cu el peste tot prin țară pe unde merg. Sinceră să fiu, mă gândeam, zic, mai particip la concursul ăsta NYX. Zic, eu mai folosesc niște produse NYX, dar am realizat că eu, de fapt, de 7 ani de zile, lucrez cu un scaun de la NYX. Nu vine să credeți? De fapt, mie nu vine să credeți, adică nu m-am gândit că sunt atâți ani. NYX, să știi că ăsta e un semn. Oricum, mulțumesc tare cu NYX pentru oportunitatea de a fi în acest concurs. Îți mulțumesc pentru șansa de a putea să-mi arăt talentul în ale machiajului și să ne mai întâlnim și pe mai departe. Așa, începem! Să-mi folosesc că ăsta, minunat! Să-și scârție, folosit rău, cred că ar trebui să drăgnez. Da, tot de la NYX îmi iau. Să facă mulțumită de el. Așa! Bun, văd aici o cutie cu foarte multe produse de păr. Și avem aici 3 spray-uri de păr de la L'Oréal Paris Colorista Spray. One Day Color, One Day Color, One Day Color. Turquoise, Pink Hair, Lavender Hair. Foarte tare. Nu știu să văd. Să văd ceva. Ce mai avem aici? Avem un șampon. Mai avem aici încă un washout color stuff. Nu e permanent. Asta într-un fel e bine pentru cei care nu vor să schimbe culoarea și avem albastru, portocaliu, un roz. Ia uitați aici. Da. Sunt 5 culori frumoase. Și nici mai văd 6 culori. Așa. 7 culori frumoase. Așa. Da, sincer să fiu, pentru că mi-ar fi greu să mă hotărăsc care ar fi prima pe care să o folosesc. Așa. Și avem permanent color. Nu m-am obținut niciodată, dar am niciodată mi-e prea târziu. Avem 2 culori, violet, blue, black. Avem copper blond. Așa. Și avem oil power bleach for all over lightning hair. Mulțumesc, Dorian. Mulțumesc tare mult. Cred că o să încep să mă transform. Astăzi mi-am făcut buzele verzi, data viitoare, cine știe, o să mă vedeți cu părul verzi. De la Matrix! Din nou Matrix. Și avem șampon. Matrix Violange Advanced. Rock Keratin and Silk. Asta cred că mă ajută pe mine. Îmi cade părul destul de tare, e destul de subțire și sunt convins
produse că asta o să mă ajute. Ce mai avem aici? Balsam. Foarte. Din aceeași gamă, tot Bioness Matrix și Renewal Spray. Tot cu keratină. Tot de la Matrix, tot Bioness. Frumusețea naturii decodată de către știință. Și avem Bioness Matrix, un album cu produse. Ia să vedem aici. Și începem cu primer. Pe ăsta l-am avut. Vi-l recomand. E foarte bun. Mi-a plăcut. Face o piele foarte, foarte frumoasă și perfectă pentru a fi machiată. Avem SFX Crem Color Face and Body Paint. Care este tema pentru următoarea provocare? Este inteligența artificială. Și care asta o să mă ajute? În următorul clip. Așa, și avem fond de ten. Pe două nuanțe. Avem soft beige și warm beige. Așa. Și are și o scuculiță aici. Makeup brush cleaner. Yay! Asta e cea mai tare. Nu uitați să vă spălați pensulele. E foarte important. Machiajul impecabil se realizează doar dacă aveți pensulele curate. E foarte important. Și pentru sănătatea pielii, bineînțeles, a voastră, a clientelor voastre. Make bronzer matte. Pudră. Lejer. Eyeliner. Bronze. Super. Ok, un negru. Și un... De fapt, e downless și extra. Așa. Avem Cake Power, Powder Eyeliner. O să-l promesc, dar am videoclipul următor. Că o să câștig ce o să plec în proba următoare sau nu. Tot o să le vin eu cu un alt pinuleț în care să vă zic un review despre produsele astea. Noi, pe care nu le cunosc. Și avem aici eyeshadow base de la NYX. Mi-am adus aminte că numărul meu de la prima mea mașină a fost NYX. Aici sunt masterele. Avem micro cake powder și sunt pe două nuanțe, mai reci sau mai calde. Waterproof eyeshadow primer. Asta e interesant. Și avem aici gel cu eyebrow gel. Și avem glitter primer. Vreau să vă zic. L-am folosit. Și eu recomand toate inimile. E o minunăție de produs. Și avem 3 dimensional brow 3D cu să le facem un sticlă de 3D. Culorile sunt, vă duc și culorile. Este Outward, Carpal, Antrocit și Cioclerica. Vreau să fac sticlă de 3D. Tot pentru sticlă avem pudră brow filler, tot așa pe 3 nuanțe, este ash brown, tope și brunet. Ia uitați-le aici. Sunt spectaculoase. Am folosit și eu aceste pudre filere de sprâncene și sunt spectaculoase. Așa, avem aici. Fondul de ten. Control total, sunt pe 4 nuanțe. Drop foundation, fond de ten good. Și avem așa. Dacă vă zic conturile, credeți că vă ajută? Haideți că vă le zic. Este TCDF08, TCDF02, TCDF13 și
TCTF 23. Avem Blaze and Confuse. Este un eye cream pentru nopți de vară. E perfect. Și de ce nu? Și pentru machiajul inteligența artificială este tema următoarei probe. Sunt foarte bune aceste glaze confuse pentru creatura, personajul pe care urmează să-l fac. Așa. Și avem aici 4 cutiuțe magice. De ce le zic magice? Avem gel liner cosmic. Și avem pe două nuanțe. Super Natural și Infinite Star. Ia uite-ți aici. Îmi plac mult. Și cred că sunt și puțin sidetate. Și tot așa cosmic, mai este și ăsta. Oh, sunt trei. Poate mi le arăt. Toate trei. Așa, să le vedeți pe toate. Împreună. Și mai avem tot așa. Eyeliner este holografic, normal, dacă este cu inteligența artificială trebuie să avem și hologram, să-l folosesc cu siguranță asta, îmi place foarte mult. Powder Puff Lippy, 4 nuanțe, vreau să vă zic că sunt minunate pixele astea, sunt foarte, foarte frumoase și foarte ușor de folosit și avem Puppy Love, Group Love, Quad Goals și Cool Intentions. 3 palete. Ultimate. Shadow. Avem Shadow Palette. Avem Multi Finish Shadow Palette. Și avem tot Multi Finish Shadow Palette. De atât de trebuie. Concealer Correct Contour NYX Camouflage. Avem NYX Professional Makeup Color Correcting Concealer. Contour Intuit. 3 steps. Tuscal. Sustinarea trecută cum mă simt ca de Crăciun. Iar așa am de Crăciun. Mai am fi și încep să cânt Moș Crăciun cu plete dale. Nu, o să cânt NYX drăguț cu machiaje și mai drăguțe. Și avem Strobe of Genius, Eclat of Genius. Și avem aici Highlight and Contour Pro Palette. Avem Away We Glow Illuminating Powder. We Glow. 2 gemene aici. Am nevoie de 3 mâini. 3 mâini. Și avem așa, pigment albastru, pigment pig 11 și pig 05, pig 07, care e, deci avem un albastru, un alb, un auriu, bejuriu, și gata cu pigmenti. Deci avem 3 pigmenti. Mai avem glitter. Glitter Brilliance, tot de la NYX. Argintiu. Aramiu. Și atât. Astea sunt glitter. Așa. Deci avem argintiu și aramiu. Și mai avem aici glitter, tot glitter palette. Tot așa sunt bine. Astea sunt toate cumva. Iar și 3. Cu 3 nuanțe diferite. Așa. Și mai avem aici un shimmer down pigment. Care este foarte. Vă simt că vă zic că acum arată. Debea aștept să-l fac, să-l probez.
Astea sunt cremele și avem un lip primer peste machiaj. De masă de machiaj. Avem un contur waterproof ruby. Așa se numește waterproof, o cremă waterproof de buze. Avem Tear Cookies NYX Suede Matte Lip Liner. Tot Matte Lip Liner de la Suede. Sandstorm. Mai avem Cherry Skies. Astea sunt lip linerele. Dacă vi le arăt așa să vedeți. Și mai stai și pe creioane. Avem aici brow pencil. Este închisă acum, este negru. Și avem aici metallic eyeliner cu waterproof. Tot metallic eyeliner, tot waterproof. Pe negru și pe gri, cum se vede. Avem aici un lip oil soft metallic lip cream. Și avem Dubai tot of metallic lip cream. O avem în Roma. Am zis-o data trecută, va trebui să merg în fiecare loc, fiecare oraș și să port rugul cu numele. Avem și Buda pe asta. Tot metallic lip cream. Avem două cromatic 5 nuanțe și avem Day Club, Crushing It, Foam Party, Booming și Cocktail Party. Toate minunate. Ia uitați-le. Și culorile foarte frumoase. Sunt convinsă că o să folosească și la creatura pe care vreau să fac următoarea provocare. Și avem de la Suez 2 4. Ce frumoase sunt capacele. Eu acum nu cred. Am găsit niște diamante. Ia uitați-le ce frumoase. Da. Și avem 2, 4, 6, 7 nuanțe. Vi-l arăt așa. Ia să vedem. Facem un evac tai din el. Le-am putea pe toată dată, sincer, să fiu. Și ce mai numai? Super Glicate. E matte lipstick. Și... nu știu să vă zic. E SCL04. E interesant urmarea, foarte drăguță. Avem de la NYX Cosmic Metallic cu Cosmic, nu avem Cosmic cu OSIDE. Avem Lip Lingerie Make Matte și avem Lui 13. Și ultimul produs este o mascara Worth the Hype. O să fac eu așa fel încât să-l folosesc pe ăsta la următorul clip. Neapărat. Trebuie să vedem ce îi poate capi. Cu siguranță o să-mi fac niște gel. De ce s-ar putea la gel? Dragii mei, cam atât. Cam atât de la NYX. Mulțumesc tare, 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 tare mult. Vă mulțumesc vouă celor care mă urmăriți. Mulțumesc echipei care mă susține și cu care realizez aceste clipuri. Mulțumesc tuturor celor dragi din viața mea, știu ei care sunt ei, pentru că sunt alături și că mă susțin și că știu că atunci când am o provocare, singurul subiect cu care poate să discute despre mine, sau nu despre mine, să discute cu mine, sunt aceste challenge de la NYX. Mulțumesc vouă tuturor care mă urmăriți aici pe pagina de YouTube. Puteți să dați subscribe ca să vedeți ce mai urmează în continuare, să primiți notificări. Mă puteți urmări și pe Facebook și pe Instagram Daniela Cășuneanu. Ne vedem cu următorul clip, cu următoarea provocare, inteligența artificială. Și sper să ne vedem și după aceea cu cât mai multe video. Ne vedem data viitoare! Vă pupăm și vă mulțumim pentru că ne urmăriți și pentru că credeți în mine.